Bine v-am regăsit la o nouă ediție emisiunii Gătim Împreună. Astăzi ne aflăm la pizzeria Don Roberto din Zalău, alături de mine fiind doamna Viorica, care ne va pregăti două sortimente de pizza, din care una am înțeles că este chiar pizza casei, iar cea de-a doua va fi o pizza de post. De asemenea, la desert, doamna Viorica ne va găti o prăjitură cu specific unguresc. Da. Am înțeles bine? Da, da. Bună ziua și bine v-am găsit! Bună ziua și bine ați venit! Ce ne veți găti pentru prima dată? Ce vom face? Pizza casei? Da, o pizza care ne reprezintă, Don Roberto, și o pizza, ținând cont că e zi de post, bănuiesc că o pizza post ar fi binevenită. Pentru pizza Don Roberto, de ce ingrediente avem nevoie? Pentru pizza Don Roberto, deci e o pizza care conține aproape toate ingredientele care intră într-o pizza. Avem nevoie de salam, cârnaț, bacon, șuncă, mozzarella și porumb. Vă lăsăm să ne arătați cum se face acest sortiment de pizza. Cu mare plăcere. Începem cu aluatul. Da. Ce conține acel aluat? Știm că aluatul de pizza este mai special decât aluaturile obișnuite. Ce ingrediente a spus dumneavoastră deci, în el? Deci, noi, probabil pizza... Aia e mai, că noi frământăm aluatul la malaxor, nu manual. Deci probabil mai sunt restaurante unde se frământă la malaxor și probabil ea are o consistență destul de bună, zicem noi. Și ce puneți de obicei? Deci făină, sare, zahăr, ulei, drojdie și apă. Deci dumneavoastră aveți aluatul gata pregătit și când aveți comenzile, sigur. Îl luați doar de la frigider. Sigur. Nu, e foarte vechi, îl pregătim de la un schimb la altul. Nu trebuie să ungem tigaia în care punem la copt cu nimic? Nu. Nu, pentru că sunt niște tăvi speciale care nu avem probleme să... Ce punem peste aluat? Deci prima dată facem, ungem aluatul cu sosul de pizza. Care ce conține să le spunem și telespectatorilor? Făcut din roșii, roșii decojite, pisate, oregano, sare și usturoi. Deci putem să-l facem și noi acasă. Bineînțeles. Și chiar mult mai recomandat acasă sosul de pizza ca și ketchup-ul la adică sau... Apoi urmează... Bine, asta nu e o regulă ca să le punem... În ordinea în care le prezentați dumneavoastră. Da. Salamul. Salam de șuncă. Urmează cârnaț, tot de șuncă. Avem produse de bună calitate, zic eu. Nu-s produse tocmai ieftine sau de șuncă. Care să, cârnațul ăsta se feliază mai greu. Dar toate mezelurile, după cum văd eu, sunt feliate foarte subțiri. Da, da. Asta pentru ca să se ca să se pătrundă, da. Urmează bacon. Baconul care și ăsta e foarte subțire și este foarte bună calitate. Asta este o pizza bogată, după cum se vede. Da, deci asta, iubitorii, e pizza mai bogată. Urmează șunca. Bineînțeles, la fiecare pizza avem gramaje care încercăm să le respectăm. Încercăm, deci chiar le respectăm. Acum dumneavoastră, lucrând de atâta vreme în acest domeniu, și... știți să apreciați calitățile. Da. Porumbul. Mozzarella. Noi chiar folosim mozzarella. Deci, mozzarella special pentru pizza. Și asta e pizza Don Roberto. Cât timp trebuie să o lăsăm la cuptor? Cel mult 7-8 minute. Ce temperatură aveți dumneavoastră în acel cuptor? Văd că este un cuptor special pentru pizza. Da, da. Deci, temperatura e la 250-300 de grade.
cei care vor încerca să facă acasă acest sortiment de pizza și nu dispun de un cuptor electric, de unul pe gaz, trebuie să lase pizza mai mult timp da, în cuptor? Deci asta îi, nu, asta ar fi deosebirea între cuptorul, că noi avem rulaj, vă dați seama că trebuie să iasă pizza la timp și acasă s-ar prăji mai, deci ar dura mai mult, asta ar fi deosebirea, nu ar schimba gustul la pizza. Așa, trec aici lângă dumneavoastră, da. Cât timp pizza noastră se află la cuptor, aș vrea să ne spuneți de cât timp practicați dumneavoastră această meserie? Această meserie, de bucătar. Deci am 7-8 ani, cu întrerupere, am fost plecată și în străinătate. Și acolo în ce domeniu ați muncit? Acolo am muncit cu totul altceva, deci nu domeniul bucătăriei. Și ce v-a determinat pe dumneavoastră să urmați o carieră în acest domeniu? Îmi place, deci îmi place bucătăria. Eu, normal, meseria mea e operator chimist. Obișnuiesc zălăoanii să iasă la pizza în familie acum, din ce ați observat dumneavoastră? În weekend-uri, să zicem, în cursul săptămânii toată lumea este ocupată. Este mai mare cererea de pizza în weekend? Da, bineînțeles. Avem comenz pentru acasă și dacă timpul e frumos și le permite, vin și la noi. Deci vin și în local și da, în weekend-uri avem. Și în timpul săptămânii mai avem comenzi la domiciliu sau după cum vedeți acum avem și... Deci iubesc de la oameni acest tip de mâncare. Noi sperăm. Produsele acestea noi sperăm. De tip fast food, le spun eu. Pentru da, că sunt da. Mai ușor de preparat da. Și mai rapid în același timp. Pizza este gata, a stat la cuptor, cum spuneați dumneavoastră, 7-8 minute, da. Arată minunat, mă gândesc că și gustul este la fel. Așa, deci asta e pizza, domn Roberto. Trecem să o și feliem asta, da. Ca să vadă și telespectatorii noștri. Cu ce ne recomandați să o servim? Cu un sos din acesta de pizza? Cu ketchup sau există și alte sosuri? Acum, bineînțeles, fiecare după preferințe. Cere ketchup, în general, se mai cere și sos de pizza sau sosul alb, care e smântână, usturoi, sare, știți, să mai avem clienți care preferă și sosul alb. Deci după preferință. Da. Iar ca băutură, ce ne-ați recomandat dumneavoastră? Ce-ar merge bine? Iar ca băutură, acum, fiecare, știți, la fel, preferințele contează, dar deci, ar merge și un vin, un pahar de bere, da. Iar pentru copii cel mai bine ar fi un suc. Bineînțeles, pizza domn Roberto este gata, este pizza care ne reprezintă firma și vă urez poftă bună. Mulțumim! Welcome back, enjoy the ride. Lean back, enjoy the ride. Enjoy. Project R, Volume 4. DJ Rockstar. Astăzi am gătit pizza Don Roberto. Am folosit următoarele ingrediente. Pentru aluat, ulei, sare, drojdie, făină și apă. Pentru pizza, salam de șuncă, cârnați de șuncă, bacon, mozzarella și porumb. Mod de preparare. Faceți un aluat din toate ingredientele menționate. Când aluatul este gata, îl așezați într-o formă specială de pizza, iar cu o pensulă ungeți aluatul cu compoziția cu un sos făcut din roșii decojite, busuioc, sare și usturoi. Peste sos adăugați salamul de șuncă, cârnați de șuncă, baconul feliat subțire, porumbul și mozzarella. Se pune pizza la cuptor pentru aproximativ 7-8 minute la 250 de grade. Se scoate din cuptor când este puțin rumenită, după care se feliază. Pizza poate fi servită cu un sos alb de usturoi, cu sos de tomate sau cu ketchup. Vă dorim poftă bună! Thank you.
trecem la cel de-al doilea preparat, respectiv pizza de post. De ce ingrediente vom avea nevoie? Deci la pizza de post, noi avem două tipuri de pizza de post. Astăzi vom prezenta pizza de post un pic mai deosebită, care avem nevoie de ciuperci, cașcaval de post, folosim cașcaval de post, și amestec mexican, roșii și sos de roșii. Și asta va fi pizza noastră de post de astăzi. Vă lăsăm să treceți la treabă. Aluatul este de post, să înțelegem. Da, deci aluatul, în general, nu folosim produse animale ca să nu fie de post. Chiar și la pizza normală, aluatul... Deci, dumneavoastră, conține ulei, nu e da, nevoie de... Da, deci avem normal. Așezăm aluatul în tavă. Da. Deci exact ca și la pizza, prima dată e sosul de pizza, care și el e de post, nu conține ceva de origine animală ca să îl facă de... Ciupercuțe. Văd că folosiți ciuperci proaspete. Da, da. Deci la... Îi conferă alt gust pizzei sau care e diferența între cele de la conservă, să zic? Bineînțeles că îi conferă și asta în primul rând, și în al doilea rând nu conțin conservanți. Deci cele conservate bănuiesc conțin conservanți și probabil și gustul, eu cred, nu probabil, sigur. Acum adăugăm un amestec mexican. Da. Care în prealabil a fost fiert sau ce ați făcut cu el? Deci a fost, noi îl avem congelat și un clocot în apă fierbinte ca să nu... pentru decongelare mai mult, pentru că amestecul mexican e pregătit, nu are nevoie de o pregătire mai... așa, și punem și două, trei roșii. Urmează cașcavalul, pe care îl răzim pe moment, pentru că la pizza de post ni se cere mai rar. Da, și atunci preferăm să fie. Deci este un cașcaval vegetal. Da. Chiar dacă este de post, să știți că este o pizza foarte bogată în ingrediente. Da. Și aceasta. Da, și este și chiar foarte bună. O introducem la cuptor. O introducem și pe asta, da. Și așteptăm 7-8 minute să se facă și pizza de post. În afară de pizza, ce produse pot să mai găsească zălăoane aici la dumneavoastră la lucru? Deci e un meniu destul de variat. Avem și ciorbe, ciorbă țărănească, ciorbă de burtă, supă de pui. Mai avem gulaș. Meniul principal, da? Da, avem și gulaș, pentru că noi mergem cu un specific ungurez. Gulaș ungurez, băb gulaș, care este incluse în ciorbe normal, și avem și feluri principale. Avem bărzoșcă, avem grătare mici, piept de pui, paste, avem și foarte multe sortimente de salate, deci pește. E un meniu pe care cred că îl găsești în orice restaurant, chiar dacă e o pizzerie, e destul de bogat, deci dacă ai de unde să alegi, dacă vrei să mănânci ceva în oraș. Da, normal.
Și dumneavoastră livrați comenzi și la domiciliu sau da, la pizza? Da, și comenzi, chiar și ciorbe și feluri principale, normal. Și gata și pizza de post. Și asta, să știți că arată la fel de bine. Da. Noi așa sperăm. Credem să fie și la fel de gustoasă. Cu siguranță este la cum arată. O vom felia. Ca și sosuri, ce ne recomandați fiind și o pizza de post? Eu la, deci pizza de post merge în general cu sos de roșii. Eu așa zic. Acum sunt și gusturi, probabil că... Da, deci asta cu sos de roșii, în mod sigur. Pe cei care țin post, invităm la noi. Avem și altă variantă de pizza de post. Și... Le urăm poftă bună! Am gătit pizza de post din următoarele ingrediente. Pentru aluat, ulei, sare, drojdie, făină și apă. Pentru pizza, roșii proaspete, amestec mexican, cașcaval vegetal, ciuperci. Mod de preparare. Faceți un aluat din toate ingredientele menționate. Când aluatul este gata, îl așezați într-o formă specială de pizza, iar cu o pensulă ungeți aluatul cu compoziția de pastă de tomate și busuioc. Peste sos presărați amestecul mexican, ciupercile și răzuiți din belșug cașcaval vegetal, iar pe deasupra tăiați câteva rondele de roșii. Pizza se introduce la cuptor pentru aproximativ 7-8 minute la o temperatură de 250 de grade. Se scoate din cuptor când este puțin rumenită, după care se feliază. Fiind o pizza de post, se recomandă a fi servită cu un sos de roșii sau cu ketchup. Vă dorim poftă bună! Și cum o mâncare bună merge tot timpul cu un desert bun, ce ne recomandați dumneavoastră la desert? Care este recomandarea restaurantului, a casei? Ce ar fi? Noi avem și plătite, avem, dar desertul nostru, care îl recomandăm, este o prăjitură șomloi, se numește. Tot cu specific ungureț. Da, pe care noi o preparăm seara, pentru că e mai greu de preparat și avem tot timpul pregătită, clientul nu trebuie să aștepte. Când primim comanda, în câteva minute, clientul e servit. Ce conține această prăjitură? Ce ne puteți spune despre ea? Da, deci această prăjitură este făcută dintr-un blat cu 5 ouă, pe care îl așezăm în straturi, peste blat se pune gem de caise, o cremă de vanilie, și nucă măcinată, să continuă căldoile strat și deasupra tot așa cremă, gem de caise, cremă de vanilie, nucă și un pic de ciocolată. Deci este o prăjitură cu gust dulce acrișor, să înțelegem, da, da. Are și gem în ea. Da. Vă lăsăm să ne arătați cum vine montată pe farfurie. Bineînțeles. Și luăm o farfurie pentru montat. Deci gramajul este de 200 grame la o porție.
Pentru decor folosim o frișcă. Da, o frișcă. Și o ciocolată, un topping de ciocolată. Aceasta este prăjitura noastră cu specific unguresc. Da, și vă dorim poftă bună. Dragi telespectatori, după cum puteți vedea, toate cele trei produse prezentate astăzi de doamna Viorica arată extraordinar și au un miros excepțional. Doamna Viorica, vă mulțumesc tare mult pentru toate cele trei rețete pe care ni le-ați prezentat astăzi și pentru sfaturile pe care le-ați dat gospodinelor. Cu mare plăcere și noi vă mulțumim că v-ați gândit să ne vizitați localul nostru și vă dorim poftă bună. Mulțumim! Pentru a pregăti prăjitura șomloi am folosit următoarele ingrediente: pentru blat 5 ouă, 5 linguri de zahăr, 5 linguri de făină, zahăr vanilat și 2 linguri de cacao. Pentru cremă 4 gălbenușuri, 100 grame de zahăr, 2 budinci de vanilie, 1 litru de lapte, 1 lingură de cacao, 100 grame nuci, 100 grame stafide și 1 plic zahăr vanilat. Mod de preparare. Se face un blat din ingredientele menționate. Compoziția rezultată o împărțim în trei părți egale. În prima parte punem nucă măcinată, în a doua parte punem o lingură de cacao, iar în a treia parte punem restul de stafide și nucile tăiate. Cele trei blaturi se coc separat pe hârtie de copt. Într-o tavă mai adâncă așezăm cele trei tipuri de blat, pe care în prealabil le însiropăm bine cu sirop de zahăr ars și esență de rom și le ungem cu crema făcută cu ingredientele enumerate. Odată finalizată, prăjitura se dă la rece pentru câteva ore. În momentul în care se servește, cu o lingură de rupt găluște care se așează pe farfurie, se stropește cu ciocolată topită și deasupra se pune frișcă. Vă dorim poftă bună! Dragi telespectatori, vă mulțumesc tare mult pentru atenția pe care sper că și astăzi ne-ați urmărit și nu uitați că noi ne revedem săptămâna viitoare la aceeași oră cu noi rețete de senzație. Până atunci, toate cele bune!